Și noi dorim să fie Domnul nostru Dumnezeu în mijlocul nostru. Și în altă parte mai zice că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo între aceștia, între noi care chemăm numele Domnului, este și Domnul prezent. Și noi dorim, așa cum am menționat încă o dată la început, noi dorim lucrul acesta. Și pentru rugăciunea de început, David spune undeva, dar nu știu exact versetul pe din afară, acum cine știe, rog să mă susțineți, David spunea undeva, o iau înaintea zorilor și te laud, Doamne, sau ceva de genul acesta. La noi încă nu au apărut zorile, cel puțin la o parte dintre noi. Dorim să o luăm tot așa înaintea zorilor și să lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Tatăl din ceruri, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul lui Dumnezeu. Și pentru rugăciunea aceasta de laudă și de mulțumiri, vreau numai să citesc așa un psalm dintre ultimii 10, cam ultimii 10 fac referire așa cu preponderență spre laudă, spre a lăuda pe bunul Dumnezeu. Și el cu adevărat merită, că mare, mare bunătatea și mare îndurare a avut și are în continuare față de noi toți. Și bun. Voi citi chiar ultimul psalm din Sfânta Scriptură, psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și harpa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Amin, amin, amin. Să mergem, dar frați și surori de credință, toți adunați în același gând și uniți în Duhul, să lăudăm pe Cel ce are puterea toată în cerul și pe pământ și pe Cel ce veghează ca să se împlinească cuvântul Lui care ni l-a spus și al cărui cuvânt și noi suntem martori astăzi, văzând cele ce Dumnezeu orchestrează. Glorie Lui! Să-i dăm slavă Amin. și laudă!